Această educație se face de regulă pe două căi sau pe două mijloace. Familia și școala. E foarte simplu. De când e lumea a fost așa? Școala trebuie să inoculeze, după părerea mea, în mințile elevilor și adolescenților, ideea de Europa. Numitorii comunei civilizației europene, dar și simbioza dintre specificul național și universalismul european. Europa n-a fost formată niciodată din indivizi egali și din comunități egale. Întotdeauna, indivizii, dacă vorbim din punct de vedere intelectual, au fost, sunt și vor fi diferiți unul de altul. Egalitarismul bulgar n-are ce căuta. La fel, nici țările, cu toate că azi ne declarăm egale, țări egale, Uniunea Europeană, cu acelele, nu au fost niciodată egale și nu sunt nici astăzi. Unii sunt mai egali decât alții, au prerogative mai mari, au putere economică mai mare și decid mai mult. Chiar în organizația asta cea mai largă din lume, care nu are nicio putere astăzi, ONU, Organizația Națiunilor Unite, sunt membri ai Consiliului de Securitate permanent și nepermanent. Membrii permanenți au dreptul de veto. Unde e egalitatea? Unul singur e de ajuns să zică nu, nicio hotărâre nu e validă. Prin urmare, egalitatea asta de tip vulgar n-are ce căuta, dar egalitatea într-un spirit, ea există. Europa Unită nu poate egaliza cum s-a crezut. După părerea mea, eșecul sau eșecul parțial de a construi până azi Uniunea Europeană vine dintr-o iluzie. Iluzia că pentru a face unitate europeană trebuie distruse întâi națiunile. Fac și eu ca celălalt care m-a întrebat, dar cine a hotărât? Ce parlament a hotărât că Eminescu e poet național? Și i-am explicat că asta nu e prin hotărâre parlamentară, nici guvernamentală, nici. Eminescu e în sufletele românilor. Și n-a trebuit să vină cineva să declare pe lege că Eminescu. La fel, nu se poate decreta de către o instanță distrugerea unei națiuni. Națiunile nu sunt superioare și inferioare. Nu sunt unele care trebuie să existe și altele care nu trebuie să existe. Că ajungem la gândire nazistă, fascistă, rasistă. Națiunile există și atât. Ele nu s-au născut prin voința unui om și nici prin voința unei instanțe, ci s-au născut prin acumulări succesive. Eu nu vorbesc aici de sensul politic al cuvântului națiune. Că în lumea anglosaxonă, dar și franceză, națiunea e o creație politică. Ce este o națiune? Francezii spun, o națiune e formată din cetățeni care doresc să facă parte din ea și au acte de francez. Și eu pot să-mi fac acte de francez. Și și-au făcut foarte mulți dintre cei care astăzi combat în Franța și dau foc mașinilor și distrug mărturia de civilizație europene, au acte de francez, tot. Majoritatea. Pentru noi, însă, pentru lumea asta răsăriteană, națiunea e o creație organică, mult mai profundă. Și, prin urmare, e o greșeală să crezi de la Bruxelles și de la Strasbourg că dacă diminuezi sau distrugi națiunile, faci o Europa puternică. Europa puternică trebuie să fie, după părerea mea, un concert al națiunilor. E ca și cum ai spune că o orchestră sinfonică nu-i bună, că are și corzi, și alămuri, și suflători, și să le facem pe toate la fel, să sune muzica mai bine. O catastrofă. Deci, prin urmare, Europa, care e un concert al națiunilor și în care fiecare națiune e respectată cu propriile valori, cred că este menită succesului. Iar cu Eminescu, să nu ne supărăm pe cei care le critică. Fiindcă cei mai mulți nu știu ce fac. Dintre cei care îl critică, n-am găsit unul care să aibă o creație nu egală, că nimeni nu poate avea o creație egală deocamdată cu Eminescu. Dar n-am găsit unul care să fi creat ceva, să fi dispus de o idee fundamentală pe care să o transpună în lucrări de esență și așa mai departe. Cu Eminescu, cel autohtonist și promotor al tradiției, rămânem în continuare. Ne vom extazia, cred, încă multe generații, că sara pe deal putem auzi buciumul care sună cu jalbă. Ne vom extazia când vom citi în scrisoarea a treia versurile acelea populare,
de din vale ne rovine grăind, Doamnă, către Tine, nu din gură, ci din carte, că ne ești așa departe, Te-am rugat, Mărie, ruga, să-mi trimiți prin cineva cei mai mândru în valea Ta, că și eu trimite voi cei mai mândru pe la noi. Și la un moment dat Feciorul de Domn zice, coiful meu cu penele. Eminescu prin aceste versuri anunță unul victoria de la Rovine, că nu zice de din deal de Rovine, de din vale de Rovine, și anunță că țăranii noștri luptători la 1300 și cu puterea invadatoare otomană, erau și cavaleri în același timp. Feciorul de Domn era un țăran care versifica precum țăranii, dar avea coif. Și îi zicea mândrei lui, Doamnă, de din vale de Rovine grăim, Doamnă, de Rovine. Ce sinteză mai frumoasă a civilizației românești putem găsi decât la Eminescu? Prin urmare, nu din pricina tradiției și nici din pricina lui Eminescu eram noi ținuți în anticamera Europei. Am atras atenția, cum vă spuneam, că și alții au scris ca Eminescu și n-au pățit condamnare precum Eminescu. Culturile sunt bune sau rele, nu inferioare și superioare. Orice construcție națională sau globală ascunde, după părerea mea, foarte multe riscuri. Globalizarea însă făcută împotriva națiunilor și împotriva patriilor nu poate să nu ne amintească de stângismul comunist, de teoriile de la mijlocul secolului al XIX-lea, când s-a publicat Manifestul Partidului Comunist și care pretindeau că muncitorii n-au patrie, că națiunile trebuie desființate în favoarea unei națiuni mondiale. Nu întâmplător, unii care văd și citesc ce se scrie astăzi, vorbesc de neocomunism și de neomarxism. Primii care au vrut să distrugă națiunile și să creeze națiune unică și care au spus că oamenii muncitori, că pentru ei toți erau muncitori sau trebuiau să devină muncitori, de-aia intelectuale au fost puși la șaibă, toți trebuie să fie egali și să se unească, să nu mai aibă patrie. Ideile astea au anumită recurență astăzi. Ne întrebăm cu ce scop și pentru care bine. Nu putem să ne lăsăm amăgiți, dar ca să nu fim amăgiți, trebuie să avem o cultură generală extraordinară. Și degeaba ne spun că sunt idei postmoderne, post-postmoderne. Ideea distrugerii spiritului național, a limbilor naționale, a unui anumit specific, a unui mod de a mânca și de a gândi chiar, este o idee distructivă. Chiar și cei care ne propun să mâncăm toți ca la McDonald's și să lăsăm deoparte mititeii și sarmalele și cârnăciorii, în felul lor au idei comunizante și care nu conduc spre nimic bun. De când e lumea, omul a fost o ființă care a vrut să aibă personalitate. Intelectualii cu atât mai mult. Haideți să-i lăsăm pe oameni să se afirme așa cum au trăit ei de-a lungul vremurilor. Din păcate, astăzi nu există cele mai favorabile circumstanțe pentru consolidarea construcției europene. Unii trag într-o parte, alții în alta. Să iau decizii, să iau hotărâri de pedepsire și împotriva României, și împotriva Poloniei, și împotriva Ungariei, și occidentalii sunt mai mulți și ei se protejează decât alții, chiar dacă fac derapaje. Fiindcă non licet, bovis quod licet iovis. Nu îi se cuvine boului, ci îi se cuvine lui Dumnezeu. Sau dacă vrem la noi, cu Grigore Alexandrescu, câinele și căsleni. Câinele și da, sau bou și vițel. Ce să face? Asta este viața. Dar eu am încredere în construcția europeană. Suntem într-un impas. Dar pentru depășirea lui e nevoie de eforturile comune ale tuturor actorilor, care nu sunt doar lideri politici. Sunt popoarele, grupurile sociale, comunitățile, minoritățile. Europa, înainte de a fi o alcătuire politică, trebuie însă să aibă conștiința
valorilor sale culturale și morale. Și dacă noi, profesori, prin efortul nostru vom reuși să comunicăm elevilor această încredere în valori europene și să le spunem că națiunile nu trebuie să fie dușmanii acestor valori, ci actorii principali care să susțină aceste valori, atunci nimic nu este pierdut. Vă mulțumesc!